S-a trezit cu piscina și restaurantul spălate de șiroaiele de apă. Proprietarul unei zone de agrement din localitatea Tohatin a primit două lovituri sub centură. Mai întâi pandemia i-a blocat afacerea, iar acum ploaia i-a inundat tot spațiul de agrement. Administrația restaurantului dă vina pe un agent economic care ar fi astupat canalul de scurgere a apei în timpul unor construcții. Solicitate, autoritățile locale spun că au eliberat autorizație pentru construcție, dar cu respectarea tuturor normelor. Prejudiciul este foarte mare. Merge vorba de milioane de lei. Șiroaiele de apă au spălat tot ce le-a căzut în cale. În unele locuri, nivelul apei a depășit jumătate de metru, ajungând chiar și la 70 de centimetri. Urmele pot fi văzute astăzi și pe temelia recepției. Apa a ajuns și în interiorul restaurantului, unde se dădeau petreceri. Pentru a-și redeschide ușile, proprietarul localului a angajat mai mulți muncitori care curățau nămolul de pe teritoriul zonei de agrement. Cei din administrație susțin că au pierderi foarte mari. După cum vedeți, avem 1,30 hectare. A fost o catastrofă pentru noi. Acum se lucrează intensiv, că avem peste 40 de muncitori în fiecare zi care încearcă să scoatem în capăt toată situația aceasta. Prejudiciul este foarte mare, merge vorba de milioane de lei. Aceștia dau vina pe un agent economic care ar fi acoperit canalul de scurgere apei în timpul unor săpături. Proprietarul unui șantier care lucrează la moment au săpat un cotlovan, însă au astupat și canalul de scurgere pe care noi l-am săpat cu ani în urmă. Fapt care ne-a inundat și apa nu s-a scurs și a rămas locului. Responsabilii șantierului susțin că groapa de fundație nu este în apropierea canalului de scurgere și spun că au avut de suferit și ei. Canalul nu l-am atins absolut deloc, noi vreo 7 metri până la dânsul, nici nu ne-am apropiat. El aparține actelor Moldovii nouă și noi nu ne-am apropiat de canal. Cotlovanul cu atribuție la nicat, nu avem atribuție nimic, din contră, ne-a afectat și pe noi. Proprietarul terenului ne-a spus că specialiștii vor examina situația și vor veni cu detalii. Întrebate, autoritățile locale au afirmat că au eliberat o autorizație de construcție, dar cu condiția că agentul economic să respecte toate normele.